Lucian Bode, președintele PNL Sălaj și ministrul afacerilor interne, premierul Florin Câțu și reprezentanți ai instituțiilor locale și județene au vizitat vineri 11 iunie centrul în care a fost organizat cel de-al doilea maraton al vaccinării anticovid din Zalău. Domnul Bode a fost primul care a luat inițiativa împreună cu domnul prefect, domnul președinte al Consiliului Județean și a făcut acest maraton de vaccinare. Astăzi suntem aici pentru apel la Pfizer și am introdus și Johnson de atunci. Pare bine să văd oameni care se vaccinează, vă veni oameni la apel, pentru că viața noastră o să fie mai ușoară de acum încolo și pentru concedii, suntem mai liniștiți, nu o să mai avem probleme, să fie totul mai simplu și ne întoarcem la normalitate. Am venit doar să văd acest loc, pentru că e un loc important. În același timp, județul este pe locul 10, cu aproape 30% rată de vaccinare, deci trebuie să facem mai mult. S-a făcut acest lucru, dar și domnul prefect și domnul președinte al CJ trebuie să facem mai mult, pentru că trebuie să ducem vaccinul cât mai aproape de cetățeni și aveți resurse și dacă aveți nevoie de resurse, puteți să apelați și la guvern să vă ajutăm. Eu vă mulțumesc și felicitări din nou pentru tot ce ați făcut aici. Campania de vaccinare avea un scop clar, acela de a învinge pandemia. Dacă mă uit la acest indicator și mă uit că, de exemplu, Bucureștiu are peste 50% din persoanele eligibile vaccinate, Clujul este aproape și așa mai departe, da, este un succes. Dar și faptul că, uite, putem să fim în spațiu public fără mască, deci avem niște indicatori clari că această campanie de vaccinare a funcționat. În același timp e adevărat că pentru a avea succesul suprem, trebuie să accelerăm lucrurile. Deci am început o campanie de comunicare acum, cred că 2 sau 3 săptămâni de la guvern. Deci de fiecare dată, în fiecare vizită pe care o fac, mă întâlnesc cu președintele Consiliului Județean, cu primarii, cu prefectul, pentru a le spune să se implice mai mult, pentru că acum lupta este să ducem vaccinul cât mai aproape de cetățeni, să ducem în zona rurală. Acolo trebuie să mergem și soluțiile sunt la primar, la președintele Consiliului Județean, la prefect. Județul Sălaj este pe locul 10 cu aproape 30% rata de vaccinare.